Dar am schițat câte puțin ca să nu iau mult timp și vreau să spun că orașul Chișinău este menționat ca oraș mult mai târziu. Noi știm cu toții că el a fost menționat ca Sătuc, da? În 1436, apoi a evoluat spre alt statut de oraș în secolul XVIII, când este înființată prima școală, înzestrată cu mijloace necesare pentru dezvoltare procesului educațional și întreținut de stat și Metropolia Moldovei. Era o instituție importantă pentru acel timp. Se modernizează ca oraș cu adevărat Chișinău în secolul XIX-lea, când este înființată clopotnița și catedrala respectivă, metropolitană, la care și-a ducea potul foarte mult primul mitropolit al Basarabiei, putem strada, mitropolitul Vănulescu Vădoane, apoi urmează extinderea orașului spre unirea a câtorva patru sătucuri, Schemasa, Mălina, Data Băcăria, se extinde în această regiune orașul și începe modernizarea, de fapt modernizarea este legată de două mari personalități. Orașul Chișinău este vorba de marele arhitect Bernard Dazin, care a activat în anii 50-70 ai secolului XIX și care a proiectat foarte frumoase străzi și edificii pentru orașul Chișinău. Și cea mai frumoasă arhitectură dezvoltată a fost pe timpul primarului, cel mai lângeric primar orașul Chișinău. Este vorba de Carol Schmidt, care a condus orașul Chișinău din 1977 până în 1903. A fost extraordinară prosperitate pentru că a fost iluminat stradal stabilit, au fost construite tramvaie, deci linii pentru tramvaie, a fost construite cele mai frumoase clădiri, care este și primăria orașului Chișinău și Academie de Arte de ziua de azi și Muzeul de Istorie Națională. Deci acest aspect frumos care l-a dat pe timpul lui Carol Schmidt, da? Astfel de construcții, s-a menținut și în perioada interperică în România, când a fost unită Basarabia la România în 1918 până la 1940. Apoi, mai trist a fost treaba după al doilea război mondial, când s-a pierdut din aspect, dar orașul Chișinău se menține ca frumusețe și el este considerat oraș verde, știm toți de ce, da? Străzile foarte bine proiectate de cei doi mari arhitecți și mai ales Bernard Dazin, spații. Planul nou a orașului, la sfârșit secolul XIX, tot a dat un foarte mare aspect plăcut orașului. Astăzi îl avem pe domnul Ștefăniță, un personalitate foarte importantă care apără valorile orașului Chișinău și nu permite ca să fie demolate, acele vile frumoase construite din perioada secolului XIX și sperăm să reușească cu adevărat, fiindcă sunt interese, de a schimba locul acelor edificii cu o arhitectură deosebită, anume centrul orașului Chișinău, construit în acele timp, în secolul XIX, și în ele de frumusețea orașului Chișinău și prin asta avem ce vorbi frumos despre orașul nostru. Așa că felicitări de ziua orașului.